Stai, fă, stai așa! Mă omori, mă omori! Mai stai un pic, că sare fierea pe gât! Hai, mă, omule, ai odată că pierdem avionul! Și cea mai importantă este decolarea! Păi, ci că dacă ai ratat decolarea, e ca și când ai fi mers cu avionul! Fă, Floră, nu te supăra, dar mie mi-e frică, eu nu mă sui în avion! Lasă-mă, ție ți-e frică să treci și calea ferată când e ceață! Ce vrei, fă? Dacă sunt anxios, ce vrei? Eu semăn cu... Pisica mea de-a vreme când era mică și aia la fel făcea. Toată vara se ascundea, se spirea și de umbra ei. Păi de-aia am și zis, i-am pus numele Iepurele. Cum? Așa i-ai pus tu numele la pisica ta? Ai avut o pisică pe care o chema Iepurele? Da! Și am avut și un câine pe nume Porcu. Și un porc pe nume Bebe. Zău! Și pe tine cum te strigau? Fă n-auzi? Fă-n-a... De fapt, ce mă mai mir eu? Că știu de unde vii. Oh, Doamne. Ce? Ce scrie acolo? Departures. Adică departe? Dar noi unde mergem, Floro? Thailanda, 12 ore de zbor. În Thailanda? Fă, da, luași să te saturi. Așa era oferta, mă. Excursie de o zi, 1 euro pe cap de om. 2 euro am plătit. 2 euro? Da. Scump, foarte da, scump. Știu, știu. Dincolo era mai ieftin, dar n-am vrut eu dincolo, na. Deci? Da, da. Acolo s-au dus sugurlanii, dincolo. Ah, dar dincolo unde era? Malezia. 1 euro, 2 persoane. 1 euro? Mhm. Ah, păi atunci chiar că să duc dincolo și nu să mai întorc, săraci. La 1 euro e numai dus. E normal. Bă, Gheorghe, iartă-mă, da? Anul ăsta am vrut și eu să... Avem așa un Crăciun exotic, mă. Uite, să anul ăsta, să stăm așa pe malul mării, să bem nuci de cocos, să ne simțim și noi bine, cu paiul în gură. De ce să stăm acasă așa, de fiecare Crăciun, cu să mirosim a jumer și a tobă? Hai! Fă, Floro, Crăciunul nu e Crăciun dacă nu stai și tu la masă cu familia, dacă nu ciocnești un pahar de vin, dacă nu mănânci tu acolo un șorici, dacă nu asculți o colindă, Floro. Stai, mă, liniștit, păi ți-am luat șorici, un geamantan e plin de șorici. Da? Da, lasă, cu familia vorbim după tabletă și colindesc cânt eu. Îți cânt eu, de nu mă confuz tu cu hrușcă, mă confunzi. Hai, fă, Floro, păcu, eu nu știu ce ambiție ai tu cu tine, dacă toate ești anapoda rău de tot. Te găsi să plecăm tocmai acum de Crăciunul ăsta, cum să plecăm? Ce vrei, mă, mai ispiti Mărioara lui Beșleagă, a ajuns dintre asta. Ce, să o prăpădită, aia e Mărioara lui Beșleagă. Păi aia de când eram la grupa mică, nu știi că se pupa cu aia de la clasele primare? Mm. Promitea de mică asta, spun eu. Ce te uiți așa? Te-ai pupat și tu cu ea? Păi ce era să fac dacă eram între a patra? Da, nu știam, Floare, eram crud. Nu te supăra pe mine. Pe cuvântul meu, dacă te minți, eram crud. Eram crud ca o zarzără în luna lui aprilie. Poți tu să zici ce-i vrea de ea. A ajuns ea sus? A ajuns ea sus, mă? Cât de sus a ajuns? Sus, mă, sus, printre nori! Printre nori e ea însoțitoare de bord pe avion? A? În loc să fie și ea însoțitoare de bărbat, e însoțitoare de bord de avion. Halal! Nu știi cum e măsa? Măsa mi-a zis. Dar tu nu știi, habar n-ai. Măsa mi-a zis că e însoțitoare și de bord și de chiloți. Cu ce? Așa ți-a zis, da, măsa? Da, așa mi-a zis. Era ea cam beută. Știi cum vorbește măsa mărioarei când e beută? Păi măsa mărioarei când e beută vorbește ca la ea la Suceava. Și a vrut să zică că e însoțitoare de piloți. Așa a ieșit. Hai, de dragul tău! Însoțitoare de piloți și a ieșit că e însoțitoare de chiloți. Asta era? Însoțitoare de chiloți! Fă! Băi, de capul tău! Cum asta era? Păi, dar cine... Păi, aceea nu mai are sens să merge, mă. Păi, eu de-aia luai bilete. Zăsei că merită 2 euro să ți-o arăt pe Mărioara cum să ține de kilos 12 ore până în Thailanda. Păi, bine, ăsta era cadoul meu de Crăciun? Da. Păi, dar eu am văzut-o pe Mărioara și fără chiloți. Stai, stai cu cuvânt dacă te vin. Stai să vezi, stai. Păi nu știi atunci când s-a suit ea dezbrăcată pe primărie, înfășurată numai cu steagul Americii și când a bătut o pală de vânt, i-a zburat steagul și a rămas ca costumul lui Adam, de s-a uitat toată comuna la ea, nu știi? Ce te mii? Da, am auzit, am auzit ceva. Păi și atunci?
Păi ce facem? Acum ce facem? Hai acasă, hai acasă. Păi ai bani de tren? Știi cât e biletul? De la București până acasă? 2 milioane. Lasă că știi ce facem? Am o idee. Mergem cu avionul până în Thailanda, că e mai ieftin, 2 euro. Așa. Și când o fi deasupra Woltului, îi rugăm pe chiloți să ne parașuteze. Doară! Pe cuvântul meu de onoare, ăsta e cel mai ieftin cadou. Ăsta e cadou meu de Crăciun? Exact! Ne dăm cu parașutele, Floaro! De tine și de Mărioara! Na!